12 monede de aur. Sfântul Grigorie Dialogu, în cartea sa Viețile asceților necunoscuți, scrie despre un bărbat cuvios pe numele Bonifatie, care era episcop în cetatea Florența. Vrednicia sa de episcop nu a primit-o pe degeaba, ci și prin obiceiurile sale s-a arătat vrednic de ea. Episcopul Bonifatie avea un nepot prezbiter care se numea Constantie și care își vânduse calul pe 12 monede de aur. I-a pus în visteria sa și a ieșit pentru oarecare treabă. Odată au venit la episcopie niște săraci care, într-un chip săcăitor, îi cereau Sfântului Bonifatie să le dea milostenie pentru a-și mai ușura sărăcia. Dar omul lui Dumnezeu, fiindcă nu avea ce să le dea, se gândea ce să facă ca sărace să nu plece cu mâinile goale. Deodată și-a adus aminte de suma de bani a nepotului său. A folosit forța într-un scop evlavios și a zdrobit încuietorile case de bani. A luat cele 12 monede de aur și le-a împărțit la săraci, precum a și socotit de cuvință. Când s-a întors prezbiterul Constantie de la lucrul său, a găsit casa de bani spartă, iar banii pe care îi luase pe cal și pe care îi așezase acolo, nu i-a mai găsit înăuntru. Atunci a fost cuprins de o mânie înfricoșătoare și a început să strige cu putere: toți cei de aici trăiesc, numai eu nu pot să trăiesc în această clădire. La strigătele lui a alergat episcopul și toți cât se aflau în episcopie. Iar când omul lui Dumnezeu, prin cuvinte duce, a vrut să-l liniștească, acela a început să-i răspundă pe un ton arțăgos: toți cei dinpreună cu tine trăiesc bine, numai eu nu pot să trăiesc aici. Dă-mi înapoi banii mei de aur. Episcopul, fiind tulburat de acele strigăte, a intrat în biserica Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria și a înălțat mâinile la cer, având întins pe ele omoforul său. Și astfel a început să roage pe Dumnezeu ca să-i dea ceva cu care să îmblânzească nerozia preotului înfuriat. Deodată, când a privit la omoforul său ce era întins pe brațe, a găsit acolo 12 monede de aur care strălugeau atât de mult de parcă ar fi fost noi. Atunci a ieșit îndată din biserică și a aruncat acei bani în brațele preotului înfuriat, spunând: ia-ți cei 12 bani de aur pe care i-a cerut.